Bună ziua, dragi elevi! Sunt Gabriel Vrânceanu și continuăm în lecția de astăzi călătoria noastră prin lumea matematicii. Astăzi ne apropiem de distanțe cu pași făcuți prin geometria în spațiu. Parafrazăm lecția de față cu citatul următor din poezia La steaua de Mihai Eminescu. Nu numai prin mesajul acestei poezii, Mihai Eminescu se dovedește atât de mare poet, cât și un om preocupat de mari idei științifice. Este o realitate că timpul necesar pentru ca lumina emisă de corpurile cerești de tip stele să parcurgă spațiul cosmic până la noi într-un timp de ani lumină. De altfel, este util să rețineți că anul lumină reprezintă unitate de lungime, nu de timp, unitate pentru distanțe astronomice, reprezentând distanța parcursă într-un an, în fapt în 365,25 de zile, de către lumină, aceasta fiind de 9.460.000 de milioane de kilometri. Pentru a percepe aceste enorme depărtări, distanța de la Soare la Pământ este parcursă de lumină în aproximativ 8 minute, reprezentând 150 de milioane de kilometri, iar distanța de la Lună la Pământ este parcursă de lumină în aproximativ o secundă, reprezentând 384.400 de kilometri în medie. Exceptând Soarele, cea mai apropiată stea de pe Pământ este Proxima Centauri, aflată la o distanță de 4,24 ani lumină. Puteți calcula singuri de câte ori este mai depărtată Proxima Centauri de Pământ față de depărtarea Soarelui de Pământ. Cu ajutorul paralelepipedului dreptunghic, vom evidenția tipuri de distanțe care se studiază în cadrul geometriei. Este important să precizăm că, în geometrie, putem calcula sau putem determina distanțe. Când acțiunea este de calcul al distanței, aceasta se poate realiza prin cunoașterea propriu-zisă a lungimii segmentului, de exemplu ca ipoteză dată, sau prin măsurarea directă a segmentului, de exemplu măsurând înălțimea unei camere, sau prin includerea segmentului într-o configurație din care să putem calcula lungimea acestuia, folosind congruențe, asemănări, exprimarea distanței ca sumă sau diferență de alte distanțe, formule și proprietăți ale unor segmente importante, de exemplu mediană, linie mijlocie, etc. Referitor la determinarea distanței, în acest caz vorbim despre construcția propriu-zisă sau ipotetică a distanței, precum și de calculul acesteia. Când ne referim la o construcție ipotetică, înseamnă să descriem pașii prin care construim distanța respectivă. Când vorbim de construcția propriu-zisă, vorbim de realizarea unui desen în care vizualizăm propriu-zis segmentul ce corespunde distanței respective.
Putem reține că, prin distanță, înțelegem drumul cel mai scurt dintre două puncte, drum parcurs în linie dreaptă. Vom exemplifica pentru început distanțe dintre câte două puncte date. Astfel, vom folosi punctul A' ca pe un punct de plecare și, pe rând, punctele A', A, B și C ca destinații, făcând astfel o analiză pe patru tipuri de distanțe. În primul caz, ne referim la distanța de la un punct la el însuși. În mod evident, într-un astfel de caz, în care punctul de plecare coincide cu punctul de destinație și nu există deplasare, distanța este egală cu 0. Dorim acum să analizăm distanța de la A' la punctul A. Cele două puncte sunt evidențiate în paralelepiped, la fel și segmentul care le unește. Deci distanța dintre punctele A' și A este reprezentată de segmentul A'A, cunoașterea lungimii segmentului A'A însemnând că vom cunoaște și distanța de la punctul A' la punctul A. În acest caz, evident, distanța este diferită de 0 și cum distanțele reprezintă numai măsuri pozitive, rezultă că e o distanță mai mare decât 0. Pentru distanța de la A' la punctul B, punctele sunt evidențiate în paralelepiped, însă segmentul de capete A' și B trebuie și construit și calculat ca lungime, el reprezentând în fapt o diagonală în dreptunghiul AB B' A'. Ultimul caz prezentat este cel al distanței dintre punctele A' și C. Evidențierea segmentului A'C ne conduce la diagonala paralelepipedului dreptunghic. Calculul distanței ar presupune încadrarea segmentului A'C într-un triunghi dreptunghic, fie acesta A'AC, dar justificarea unghiului drept al acestui triunghi necesită noțiuni de geometrie în spațiu. Următoarele exemple se referă la distanța de la un punct la o dreaptă. Și acest tip de distanță a fost prezentat în geometria plană și presupune determinarea proiecției punctului dat pe dreapta dată, punctul și proiecția sa pe dreaptă, formând un segment ce corespunde distanței cerute. În primul caz, punctul A' aparține dreptei A'B', deci A' coincide cu proiecția sa pe dreaptă, astfel că distanța cerută este egală cu 0. În cazul distanței de la A' la dreapta AB, perpendiculara din A' pe AB este deja construită, este A'A, A fiind proiecția lui A' pe dreapta AB. Astfel am determinat distanța ca fiind A'A, iar calculul distanței depinde de cunoscutele din paralelepipedul dat. Pentru distanța de la A' la BC, am putea considera triunghiul A'BC și în acest triunghi, construind înălțimea din A', am evidențiat distanța cerută.
În fapt, utilizând proprietăți ale geometriei în spațiu, se poate justifica faptul că unghiul A prin BC are măsura de 90 de grade, deci A prin B este distanța cerută. Putem ține cont că A prin B joacă rol de diagonală în fața dreptunghică A prin A, B, B prim. Deci, de aici putem genera calculul acestei distanțe. Ultimul caz prezentat se referă la distanța de la A prim la dreapta de C prim. Am putea considera că distanța cerută este înălțime în triunghiul A prim de C prim sau putem construi mai ușor înălțimea D prim E în triunghiul dreptunghic D D prim C prim, iar cu ajutorul proprietăților geometriei în spațiu putem argumenta că A prim E este perpendiculară pe D C prim, deci A prim E este distanța căutată și urmează să o calculăm din triunghiul dreptunghic A prim D prim E. Evident că acest caz este cel mai complicat dintre cele prezentate până acum. Nu punem stop aici studiului distanțelor. De altfel, în lecțiile viitoare vom continua prezentarea altor tipuri de distanțe, precum distanța dintre două drepte paralele, distanța dintre un punct și un plan, distanța dintre o dreaptă paralelă cu un plan și planul respectiv, distanța dintre două plane paralele, alte situații în care folosim noțiunea de distanță. Cu siguranță v-am trezit curiozitatea. Pentru a afla mai multe, pentru a revedea anumite aspecte prezentate, vă invit să lecturați și resursa suport asociată acestei lecții. Dragi elevi, îți mulțumesc că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrâncean și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!